Bună seara! Bună seara și bine ați venit la întâlnirea noastră! Suntem Simona Dărăbant și Dan Oros și ne bucurăm să fim alături de voi în această seară. Ne luăm permisiunea să ne tutuim din start pentru că avem foarte multe lucruri să vă dorim și e mult mai ușor să discutăm la modul acesta și pentru că o facem cu drag într-un semn de apropiere și familiaritate. Înainte de a începe însă să ne prezentăm pentru cei care nu ne cunoașteți. O să vă spun câteva lucruri, însă înainte vă rugăm să ne confirmați că ne auziți și că ne vedeți. Vă rugăm să scrieți pe chat atât cei de pe Zoom, cât și cei de pe grupul Natura Antropicătura. Ok, deci se aude, mă gândesc că atunci se și vede. Bun, înainte de a începe să vă prezentăm lucrurile pe care vi le-am pregătit pentru această seară, doar câteva cuvinte vreau să vă spun despre noi, ca formație suntem ingineri, dar în această seară venim în calitate de aromaterapeuți certificați. Noi suntem și instructori yoga, construim un proiect spiritual și de dezvoltare personală numit Spanda Project, care, să zicem, e un proiect care ne împlinește foarte mult din punct de vedere sufletește, dar un proiect care se suprapune foarte bine cu proiectul doTERRA. Tocmai de aceea ne-a fost foarte ușor să-l adoptăm în cadrul proiectului și să ne implicăm cu tot sufletul, pentru că noi chiar credem în acest proiect, în proiectul doTERRA și în utilitatea lui, pentru că, cu adevărat, acest proiect oferă oamenilor posibilitatea de a deveni împuterniciți. Împuterniciți, în primul rând, din punct de vedere al sănătății, dar nu numai. Da? Și pe parcursul întâlnirii o să vă punctăm câteva dintre aceste lucruri pe care doTERRA ni le oferă. Și pentru că misiunea doTERRA se potrivește de minune cu misiunea noastră în viață, aceea de a ajuta oamenii să găsească soluții prin care să-și îmbunătățească viața, să se dezvolte, să devină cea mai bună variantă a lor, așadar vă invităm să ne fiți aproape și să ne urmăriți astăzi ca să vedeți care poate fi primul vostru pas în această lume a oleiurilor esențiale doTERRA. Practic, în această seară o să urmărim să vă punctăm doar câteva elemente de bază, da? Pentru că oricum timpul nu ne va permite să intrăm în excesiv de multe detalii, însă ceea ce noi vă invităm să faceți este să vă înscrieți în grupul nostru de suport de pe Facebook, Natura Antropicătura. De fapt, numele complet este Uleiuri Esențiale pentru Sănătate Natura Antropicătura și în acest grup veți găsi toate informațiile care vă interesează, detalii despre produse, despre modalitățile de utilizare, modalitatea prin care puteți să le achiziționați și așa mai departe. Repet, lucrurile de bază o să le abordăm și în această întâlnire, dar nu vă așteptați că vom putea aborda chiar totul. Bun, și nu suntem singuri în această seară, chiar dacă deja suntem doi și am fi mai mult decât suficienți, avem lângă noi pe membrii echipei noastre, parte dintre ei, membrii care sunt educatori în programul Diamond Club, motiv pentru care acest eveniment este un eveniment Diamond Club. Cu ce vă ajută acest lucru? Păi, pe cei care nu aveți încă cont de membru doTERRA, o să vă ajute foarte mult, pentru că dacă sunteți în această seară aici, alături de noi live, foarte important, fie că sunteți pe Zoom, fie că sunteți în live-ul de pe grup, și ne lăsați un mesaj în chat, vreau cont, o să vă ajutăm să vă creați contul de membru în maximum 3 zile lucrătoare de la acest eveniment, da? Astăzi este joi, asta înseamnă că până marți inclusiv, 3 zile lucrătoare, prin programul Diamond Club, program care vine cu niște cadouri despre care o să aflați la sfârșitul acestei întâlniri, dar sunt cadouri de neratat, asta vă asigur. Așadar, îi invit și pe educatorii Diamond Club care sunt alături de noi să ne salute pe chat și dacă se poate pe ambele chaturi, da, și pe Zoom și pe live-ul de pe grup. Bun.
Și înainte de a începe întâlnirea noastră, prezentarea noastră practic, v-am pregătit și niște slide-uri ca să vă fie mai ușor acolo unde simțiți necesar, mai ales cei care sunteți la o primă întâlnire cu uleiurile esențiale. Am primit câteva feedback-uri că încă sunt persoane care nici măcar n-au auzit despre uleiurile esențiale, așa că mă bucur că sunteți alături de noi. Aș fi foarte curioasă chiar să ridicați mâna, în special dintre cei de pe Zoom. Acum cei din grup, n-aveți cum să nu fi auzit despre uleiuri esențiale, pentru că vorbim foarte mult despre ele acolo. Însă cei de pe chatul de pe Zoom, aș vrea să ne lăsați câte un mesaj dacă sunteți la o primă astfel de întâlnire cu uleiurile esențiale. Așa cum spunea și Dan, în seara asta ne-am propus să vă oferim câteva elemente de bază despre ce sunt uleiurile esențiale, de ce se vorbește atât de mult despre ele acum, pentru că nu sunt descoperite acum, ele se cunosc de mii de ani, de ce acum din ce în ce mai mult ne reîntoarcem la ele, ne reîntoarcem la natură, avem motive să facem asta, într-o lume tot mai bombardată de chimicale, să ne reîntoarcem la tot ceea ce este natural și simplu și ne este la îndemână. Și asta este ceea ce ne oferă doTERRA în sticluțele minunate cu uleiuri esențiale. Și în această întâlnire o să vă vorbim, ziceam, despre elemente de bază, o să vă dăm și câteva soluții, câteva variante de uleiuri pe care să le aveți în casă, cu care să puteți să începeți cu dreptul. Și o să începem în acest sens chiar cu ce sunt uleiurile esențiale. Și pentru a vedea ce sunt uleiurile esențiale, o să vă punem chiar un filmuleț, da? Pe care nu ne l-am creat, l-au creat chiar cei de la doTERRA, dar l-au creat într-un mod absolut genial. Un filmuleț scurt pe care vă invităm cu drag să-l urmăriți alături de noi. Eu nu mă satur încă să mă uit la el, pentru că într-un interval foarte scurt de timp, cam 3 minute, prezintă uleiurile esențiale, ce sunt ele, cum se obțin, cum ne ajută ele și o să vă fie mult mai ușor după aceea să înțelegeți tot ce o să vă prezentăm noi în continuare. There are many gifts of the earth we receive daily. Air, water, food, life. And what about health? There is a gift from the earth for our health, and that gift is found here in essential oils. Essential oils are the plant's natural medicine against bacteria, viruses, and diseases that attack the cells. Lavender puts up thistly hairs to protect the dynamic chemistry found in the oil sac. One drop of essential oil contains hundreds of unique compounds offering powerful chemistry for fighting many different diseases. It's important to remember our bodies and plants have very similar building blocks. So, when we take these essential oils into our bodies, they are in a familiar environment and they go to work on our behalf just as they would for the plant, killing bacteria, inhibiting virus reproduction, cleansing toxins, destroying parasites, oxygenating our cells, and boosting our immune systems. These essential oils don't just treat symptoms, they work at the root of the problem, at the cellular level. One of the greatest gifts for our health comes in this tiny, potent package. Major civilizations throughout the centuries recognized the capabilities of essential oils. Egyptian grave robbers would often steal the essential oils instead of the gold. Some of the first medical records from China show the use of essential oils. Hippocrates, the father of modern medicine, used oregano in his practice. Frankincense and myrrh were brought to the Christ child. Essential oils were used throughout the Dark Ages for their antibacterial benefits. And even in World War II, they were used successfully to treat injured soldiers. Today, we see essential oils are being studied extensively and are being used in some medical settings. Many studies have documented that 100% pure essential oils have the capacity to stop superbugs like MRSA, relieve chronic pain, elevate moods, restore cells, and aid in treating life-threatening diseases. Is this surprising? Well, most of the items found in your medicine cabinets and major pharmaceutical drugs originated from the study of the active medicinal properties of plants. Drug companies study these complex plant compounds and can synthetically recreate some of their attributes.
Then, proprietary fillers, additives, and modifications are made. Unfortunately, these modifications are foreign to our bodies, and as we know, can result in negative side effects and dependency. Fortunately, there is another way. Millions around the globe have experienced how powerful the potent compounds in essential oils can be without synthetics, fillers, or additives. And what's surprising is that the essential oils are often faster, safer, more effective, and less expensive than the synthetic products. doTERRA essential oils are the only certified pure therapeutic grade, or CPTG, essential oils available. What that represents is a standard by which doTERRA grows, harvests, and tests their oils. doTERRA sources their lavender from France, their lemon from Italy, frankincense from Oman. All of doTERRA's oils come from specific regions where altitude, climate, seasons, and soil create the perfect conditions to produce the most effective essential oils. Then artisans of these regions, in partnership with doTERRA, extract the essential oils from the plants with integrity and patience. doTERRA then tests well beyond industry standards to ensure every drop is certified pure therapeutic grade. They are safe for topical, aromatic, and even internal use. The intricacy and detail that nature gives in producing a pure essential oil is a miracle. doTERRA essential oils truly are a gift of the earth from all over the earth. What might these gifts have in store for you? Acest filmuleț este chiar genial pentru că sintetizează în 4 minute cele mai importante informații legate de uleiurile esențiale. Ca să tragem așa o concluzie, aceste uleiuri esențiale reprezintă un fel de sistem imunitar al plantei, dar ele sunt extrem de concentrate, extrem de eficiente, și dacă, să zicem, în urmă cu mulți zeci de ani erau considerate în zona leacurilor Băbești sau, știu eu, undeva într-o zonă mai la periferie, acum uleiurile esențiale sunt extrem de studiate din punct de vedere științific. Există mii de studii care atestă eficiența extraordinară a uleiurilor esențiale. Da? Și bineînțeles că din această perspectivă ele pot fi abordate cu încredere și eficiența lor ne este garantată inclusiv din punct de vedere științific. Bun. Există însă un lucru de care trebuie să ținem cont și un lucru care este foarte important. Și anume faptul că sub denumirea de ulei esențial există mai multe categorii. Există uleiurile esențiale sintetice, adică cele care sunt produse în laborator. N-au văzut plantă în viața lor, nu sunt extrase din plantă, sunt acele uleiuri esențiale, cu între ghilimele, pe care le regăsim în general în produsele de îngrijire corporală, aromele respective, da? În detergenți, pentru că acum e foarte la modă, chiar le regăsiți pe eticheta celor produse cu denumirea de ulei esențial de. Însă vă garantez că în acele produse sunt uleiuri esențiale sintetice, nu sunt uleiuri naturale, pentru că uleiurile naturale obținute din plante se obțin dificil, necesită o mare cantitate de plantă pentru a obține un ulei natural pur și în felul acesta nu o să le regăsiți în toate acele produse de pe raft. Apoi, avem uleiuri esențiale numite alimentare, sunt cele pe care le regăsim în dropsuri, în dressing-uri, da? În cantități foarte mici. Ele sunt obținute din plante, însă și aici contează foarte mult modalitatea de obținere. Din păcate, în general, undeva în maxim 3-5% este ulei esențial într-o sticluță de genul acela, restul sunt substanțe de obținere în funcție de modalitatea de obținere. Pe bază de petrol, de cele mai multe ori acele substanțe, și care, evident, în cantitățile respective mici, da? Că nu, se presupune că nu mâncăm bomboane, nu cu asta ne hrănim, nu ne fac neapărat rău, însă nu ne fac nici bine.
Apoi trecem la a treia categorie, care este cea mai mică între acestea, și anume uleiurile esențiale terapeutice. Iar în cadrul acestei categorii vom vorbi de o subcategorie foarte specială despre uleiurile esențiale CPTG. CPTG este acronimul de la Certified Pure Therapeutic Grade și este gradul de testare al doTERRA, prin care doTERRA a ales pe proprie finanțare ca fiecare sticluță de ulei, fiecare ulei care ajunge la noi în sticluță, să fie testat prin multiple metode de testare și în mai multe în mai multe etape ale procesului de obținere a uleiului, astfel încât să ne asigurăm că în clipa în care uleiul ajunge în sticluță, este îmbuteliat și sigilat, noi în acea sticluță avem cel mai bun, cel mai pur ulei obținut din cele mai pure plante, prin cele mai bune metode, pentru că, așa cum știm, oricât de sănătos ar fi solul sau uleiurile esențiale de la doTERRA sunt obținute din mediul lor naturală, exact așa unde cresc ele, da, cu solul și clima pe care planta respectivă a ales-o pentru a se dezvolta, așa cum ați văzut în filmuleț. Ei, cu toate acestea, clima este ceva care nu este stabil. Se schimbă de la o clipă la alta, de la un sezon la altul, și atunci oricând poate să vină ceva care să aducă prejudicii recolte respective, și doTERRA, prin acele multe teste pe care le face pe fiecare lot de ulei, ne asigură că nu o să regăsim în sticluță decât planta pură, fără nimic care să ne dăuneze. Tocmai de aceea uleiurile de la doTERRA sunt uleiuri terapeutice, cu grad terapeutic, pure, sigure, pot fi luate și interne, așa cum zicea și în filmuleț. Și inclusiv prețurile acestor tipuri de uleiuri diferă, pentru că e evident că obținerea unui ulei, între ghilimele, esențial, sintetic, costă extrem de puțin în raport cu obținerea unui ulei esențial pur cu grad terapeutic. Da? Tocmai de aceea nu vă lăsați păcăliți de faptul că în diverse magazine, plafare, veți găsi uleiuri așa zis esențiale cu, 19 lei sticluța de 10 ml și să vă și așteptați ca acolo să găsiți ulei esențial natural. Da? Nu, așa ceva nu există. Deci, din start e foarte bine să vă dați seama că uleiurile despre care vorbim noi sunt dintr-o cu totul și cu totul altă categorie. Da. Și știm despre ce vorbim, pentru că folosim uleiuri esențiale de peste 26 de ani. Avem clipă de clipă în casă, am folosit tot felul de uleiuri esențiale, le-am testat pe toate, am văzut ce știu și ce nu știu să facă, până am ajuns să folosim de 5 ani încoace uleiurile de la doTERRA și ne-am oprit aici pentru că am găsit ceea ce căutam, uleiurile cele mai pure obținute de la mama natură. E și normal să fie așa când te gândești că într-o sticluță de 15 ml de ulei pur de lavandă intră cam 23 de kilograme de plantă, de floare, inflorescență de lavandă. Vă dați seama că nu poate să coste 19 lei sticluța. Cel mai bun exemplu este cu uleiul de trandafir. Da? Exact, da. Uleiul de trandafir, de exemplu, care la doTERRA se regăsește, este și cel mai scump ulei. E în sticluțe nu de 15 ml, ci în sticluțe de 5 ml. Se obține o sticluță de 5 ml din 12.000 de bulbi de inflorescențe de trandafir, da? Și de trandafir, roza damascena, nu orice fel de trandafir. Deci vă dați seama că nu poți să găsești astfel de uleiuri care să fie cu adevărat pure și distilate la modul la care natural, da? Nu cu substanțe petrochimice, și să le obținem la astfel de prețuri. Așadar, foarte important să reținem această clasificare a uleiurilor în cele patru domenii: sintetice, alimentare, terapeutice și CPDG. Și de acum încolo, noi în această prezentare o să vorbim strict despre cea de-a patra categorie și cea mai restrânsă, dar la care avem cu toți acces, și anume uleiurile esențiale CPDG de la doTERRA. Înainte însă de a începe să vorbim despre uleiuri esențiale, pentru că toți cei care ați auzit despre ele mai direct sau mai tangențial, cumva ați auzit despre uleiurile acestea ca fiind extraordinare și ne ajută în diverse probleme de sănătate, lucru foarte adevărat. Însă este foarte important să reținem că uleiurile acestea vin în viața noastră nu doar ca să apelăm la ele când suntem bolnavi. Noi vă dorim să nu fiți bolnavi, să nu trebuiască să apelați la ele la modul acesta, și vă spunem cu siguranță că se poate, pentru că este ceea ce noi experimentăm de 5 ani încoace, practic de când uleiurile de la doTERRA au pătruns în viața noastră și le folosim zi de zi, da?
O să vă spun pe măsura, pe măsură ce ne întâmplăm în prezentare cum și la ce uleiuri pe la zi de zi, însă aveți chiar aici în imagine așa numita piramida sănătății de la doTERRA, pe care m-am bucurat să o regăsesc și la doTERRA, pentru că este un concept pe care noi îl folosim în ceea ce noi predăm mai departe în cursurile noastre. De altfel, această piramidă reflectă și abordarea holistică pe care doTERRA are vis-a-vis de sănătate și vindecare. Da? Da? Și în această piramidă a sănătății, practic, se vorbește despre elementele importante din viața noastră la care să fim atenți, astfel încât să ne asigurăm că îi dăm organismului nostru și ființei noastre tot ce are ea nevoie. Pentru că un organism care primește tot ce are nevoie, din toate punctele de vedere, adică și din perspectiva alimentației, primește nutrienții necesari zilnic, și din perspectiva odihnei, da? Avem grijă să ne culcăm la orele potrivite, să avem un somn odihnitor, și din perspectiva mișcării, și din perspectiva stresului toxic, adică aici chiar avem din toate direcțiile, suntem bombardați cu tot felul de substanțe pe care le și inhalăm, le și ingerăm, le și punem pe noi și le absorbim prin piele, dar și din perspectiva emoțională. Un lucru foarte luat în seamă acum, inclusiv în domeniul medical, se știe deja că stresul este inamicul public numărul 1. Prin stres, medicii înțeleg toată panoplia de emoții care ne stresează, ne dau bătăi de cap, și atunci e foarte important să avem foarte mare grijă la toate aceste patru aspecte, plus să facem o îngrijire informată și îngrijire medicală proactivă. Și atunci când avem grijă de toate aceste elemente, putem spune cu adevărat că abordăm sănătatea și ființa și viața noastră într-un mod holistic. Și într-o astfel de situație ideală, aș spune, în care suntem atenți la toate aceste aspecte, la absolut pe toate, și le ținem pe toate la nivel înalt, atunci șansele noastre să ne îmbolnăvim sunt foarte mici. Sau, ca să vorbim din partea pozitivă, cu adevărat ducem o viață plină de vitalitate și forță și capacitate de manifestare a potențialului propriu. Așa cum spuneam mai devreme, doTERRA are o abordare holistică asupra sănătății și, deși este o companie de uleiuri esențiale, a optat să dezvolte divizii și pe celelalte zone care sunt reprezentate aici în piramida sănătății, da? Pentru că e important să avem acces la produse de calitate care cu adevărat să ne ajute. Și o să vă dăm doar un singur exemplu. Este exact acest produs care... Numai o secundă că a apărut aici ceva pe ecran. Bun. Deci aici, la baza piramidei sănătății, da, regăsim aceste trei produse care, de fapt, constituie un program complet de nutriție, da, care asigură organismului nostru absolut tot ceea ce el are nevoie pentru o sănătate optimă. Lifelong Vitality Pack, sau pe scurt LLV, este acest program. Acum, organismul nostru este înzestrat cu toate mecanismele de menținere sau refacere a sănătății. Da? Însă, aceste mecanisme sunt funcționale sau pe deplin funcționale doar dacă îi dăm organismului tot ce are nevoie, inclusiv nutrienți. Da? Hrana pe care noi o consumăm în ziua de azi are volum, are formă, dar nu mai are conținut. Și atunci a utiliza suplimente nutritive, altfel spus, a suplimenta hrana pe care o utilizăm în mod normal, nu mai este de mult un moft, ci este o necesitate. Da? Și tocmai de aceea, cel mai vândut produs de la doTERRA, o companie de uleiuri esențiale, cea mai mare companie de uleiuri esențiale din lume, cel mai vândut produs este Lifelong Vitality Pack, un program complet de nutriție, și e logic să fie așa, că de aici pornim, de la fundație. Și ca să înțelegem cât de important este să avem grijă la modul acesta holistic de sănătatea noastră, am să vă dau un exemplu foarte simplist. Mașina. Acum aproape toți avem o mașină sau măcar am mers la un moment dat cu mașină, știm că are nevoie de câteva lucruri ca să funcționeze. În primul rând, motorină sau benzină, da, cu ce funcționează ea, și ceva tipuri de uleiuri, nu esențiale, de alea de ale ei, da, ulei de motor, ulei de cutia de viteze. Ei, gândiți-vă cum ar fi
ca sistematic, din două lucruri să fie, benzina și uleiul, sistematic să nu-i puneți ulei. Cât timp credeți că va funcționa mașina aceea, la început nu o să, o să dea doar așa ușoare semne, până când nu o să mai meargă deloc. Exact la fel se petrece și cu organismul nostru. Când sistematic nu-i dăm anumiți nutrienți de care el are nevoie sau în anumite lucruri, sau odihnă. Sau nu-i dăm nutrienți de calitate. Exact. Sau nu-i dăm odihnă, sau nu facem mișcare, sau îi dăm într-una emoții negative, sau înțelegeți acum ideea. Avem parte într-una de stres toxic fără să avem grijă proactiv să facem un detox permanent, blând, da? Sau măcar din când în când. E inevitabil să ajungem la ceea ce societatea actuală și medicina numește boli. Și vestea bună este că se poate și altfel, se poate trăi și sănătos. Și haideți să vedem cum și cum ne ajută uleiurile esențiale în acest și sens. De fapt, a fi sănătos înseamnă mai mult decât să nu fii bolnav, da? A fi sănătos înseamnă să, pur și simplu, viața să pulseze în tine, da? Să fii optimist, să fii încrezător, să trăiești viața cu pasiune, da? Și acum, la modul cel mai onest, câți oameni trăiesc așa în zilele noastre? Sunt destul de puțini, dar noi ne străduim să ajungem cu această informație la cât mai mulți și să schimbăm aceste lucruri. În cele ce urmează o să vă punctăm trei lucruri extraordinare despre uleiurile esențiale de la doTERRA. Da? Sunt mult mai multe lucruri extraordinare, dar dacă acestea trei pe care o să le enumerăm o să le rețineți, noi ne declarăm mulțumiți pentru o primă întâlnire. Primul lucru extraordinar pe care îl putem spune despre uleiurile esențiale de la doTERRA este că sunt 100% naturale și sigure. Da? Ele nu au efecte secundare, pot fi utilizate cu succes și fără niciun fel de riscuri de la copii, la persoane mature, la persoane în vârstă și așa mai departe. Da, ele sunt extrem de potente. Un ulei esențial este de 50-70 de ori mai puternic decât planta din care a fost el extras. Da? Și aici dăm adesea acest exemplu că o picătură de ulei esențial de mentă, peppermint, este echivalentul a 28 de căni de ceai de mentă. Da? Ceea ce este enorm. Simona a pomenit de standardul de calitate CPTG, Certified Pure Therapeutic Grade, care de fapt este cel mai înalt standard de calitate din industria uleiurilor esențiale și el ne garantează nu numai faptul că uleiurile sunt 100% pure, ci ne garantează că ele au și profilul chimic necesar pentru ca ele să poată să fie potente din punct de vedere terapeutic, pentru că aici vorbim nu de arome, doar de dragul aromelor, aici vorbim de uleiuri esențiale pure cu grad terapeutic. Pe noi ne interesează potența din punct de vedere terapeutic a uleiurilor și nu orice ulei esențial 100% pur este și potent din punct de vedere terapeutic. Trebuie să aibă un anumit profil, da? Și de aceea ați văzut în filmuleț, doTERRA optează să cultive aceste plante exact în mediul lor natural, unde există compoziția optimă a solului și asta va genera un profil chimic optim pentru uleiuri. Cu toate că dacă tot a vorbit Dan de dragul, doar de dragul aromelor, trebuie să vă spun cu un nas experimentat deja, da? Cu experiență de peste 26 de ani, faptul că este absolut inedită experiența mirosirii unui ulei esențial pur a fost exact ceea ce noi am experimentat în clipa în care am desfăcut prima sticlă de ulei esențial de la doTERRA și față de tot ceea ce experimentasem până atunci, am rămas extrem de uimiți și rămânem și în ziua de azi la fiecare sticluță de puritatea, profunzimea, rotunzimea. Eu tot timpul așa îi spun acestei arome. Fiecare ulei, oricât de puternic, pentru că fiecare ulei esențial de la doTERRA este foarte, foarte puternic, are o aromă care nu te agresează, nu te înțeapă, nu are nimic care să te agreseze în ea, este foarte rotundă.
Așa, dar și de dragul aromelor, totuși. Eu am zis nu numai de dragul aromelor, deci n-am exclus plăcerea aceasta. Bun. Al doilea lucru extraordinar pe care putem spune despre uleiurile esențiale de la doTERRA este că sunt mai eficiente decât medicamentele. O să și scoatem din slide decât multe medicamente, decât medicamentele. Punct. Da? De ce se petrece acest lucru? Pentru că uleiurile esențiale, de fapt, ne pot ajuta în ambele tipuri de probleme care pot să apară, atât problemele generate de bacterii care se petrec la suprafața membranei celulare, cât și problemele generate de virusuri care se petrec în interiorul celulei. Da? Repet, uleiurile esențiale ne ajută în ambele direcții. Ele au majoritatea lor o moleculă foarte fină care poate să penetreze membrana celulară. Da? Și, de exemplu, în cazul problemelor generate de virusuri, uleiurile pot pătrunde în celulă și să anihileze acolo virusurile și să stopeze procesul de multiplicare a lor. Medicamentele de sinteză nu pot să facă așa ceva. Da? Pe de altă parte, când vorbim de problemele generate de bacterii, în medicina alopată se utilizează medicamentele antibiotice, da? Care pot uneori să și ajute, dar generează efecte secundare negative. Uleiurile esențiale au acțiune selectivă, da? Și distrug doar acele bacterii care sunt nocive pentru corp, neprietenoase. Dar ele fac chiar mai mult decât atât, pentru că aici am vorbit despre lucruri de bază din anatomia de clasa 6-a, da? Și cam la ce se limitează cumva medicina ziua de azi, la bacterii și virusuri și așa, care știm că ne afectează la un moment dat pe fiecare, până ajungem să avem uleiurile esențiale în casă, care luptă alături de noi. Ele fac chiar mai mult, ziceam, decât atât, pentru că ele acționează holistic pe toate domeniile despre care am vorbit, pentru că fiecare sticluță de ulei, un ulei obținut dintr-o singură plantă, are în compoziția lui sute de compuși chimici naturali, organici, activi. Sute! Nu un singur compus chimic cum are un medicament, ci sute. Ăsta este și motivul pentru care fiecare ulei obținut dintr-o plantă, la modul acesta pur, are o plajă foarte largă de acțiune, da? Și vom acționa cu el pe foarte multe domenii. Și va veni să lucreze cot la cot cu organismul nostru, astfel încât să îi dăm, ne întoarce din nou, da? Să-i dăm organismului ceea ce el are nevoie pentru a își reveni. Și tocmai pentru că uleiurile esențiale au atât de multe componente active, da? Ele au eficiență de fiecare dată, pentru că, de exemplu, antibioticele de sinteză au una sau două substanțe active, da? Și știm că bacteriile dezvoltă rezistență după ce ai luat o perioadă un antibiotic. Dar în cazul uleiurilor esențiale, fiind vorba de sute de principii active care acționează, asta va face ca bacteriile să nu poată să dezvolte rezistență. Deci uleiurile esențiale vor fi de fiecare dată la fel de eficiente. Bun, și al treilea lucru extraordinar este că uleiurile esențiale sunt mai ieftine decât alternativele medicale tradiționale, adică cele oferite de medicina alopată. Și o să vă spun foarte pe scurt, uleiurile esențiale se utilizează cu picătura. Da? Că mulți sunt derutați de faptul că, ok, sticluța costă, un anumit preț, dar nu se gândesc că într-o sticluță de 15 ml, în general, sunt 250 de picături de ulei esențial. Iar noi când le utilizăm în scop terapeutic, da, le utilizăm cu picătura. Deci ele o să ne ajungă o perioadă mai lungă de timp, iar dacă facem un calcul, o să ieșim mult, mult mai ieftin decât utilizând medicamente alopate. În sinteză, da, cele trei lucruri extraordinare,
despre uleiurile esențiale de la doTERRA este că sunt 100% naturale și sigure, da? Mai eficiente decât medicamentele, mai ieftine decât medicamentele de sinteză. Bun, și dacă tot am vorbit despre trei lucruri importante și extraordinare despre uleiuri, care de fapt ați văzut că sunt mai multe de trei, avem la fel trei modalități în care putem să folosim aceste uleiuri. Trei modalități principale, da? Fiecare are submodalități, nu o să intru acum în detalii, pentru că sunt oarecum intuitive și logice. Și atunci, prima metodă, cea mai simplă și cea mai sigură în același timp, este să le difuzăm, da? Aromatic, utilizarea uleiurilor esențiale aromatic, asta înseamnă că fie le difuzăm cu ajutorul unui difuzor, un aparat din acela cu ultrasunete special creat care scoate pe bază de apă și câteva picături de ulei esențial, transformă apa și uleiul într-un abur rece, foarte important să nu încălzim uleiurile, care va fi dispersat în atmosferă, va purifica atmosfera, vom beneficia toți cei din acea încăpere de efectele acelor uleiuri pe care le difuzăm. Și vom beneficia din toate punctele de vedere, pentru că în clipa în care ne referim la utilizarea aromatică, înseamnă că uleiurile vor fi inhalate, da? Și în clipa în care le inhalăm, parte din particule ajung direct în plămâni și de acolo în sânge, intervenind în organismul nostru pe calea aceasta fiziologică, cu beneficii. Pe de altă parte, uleiurile inhalate ajung direct la nivelul sistemului limbic, pentru că simțul mirosul este singurul simț care ajunge direct acolo nefiltrat. De ce ne interesează pe noi acest aspect? Păi la nivelul sistemului limbic, de la acest nivel, se controlează emoțiile, toate aspectele de bază din organismul nostru, ritmul cardiac, secreția de hormoni, da? Toate aceste lucruri sunt controlate de la nivelul sistemului limbic, ceea ce înseamnă că în clipa în care noi inhalăm un ulei esențial, el poate să ne afecteze în sens benefic, da? Toate emoțiile noastre pe care noi le trăim și în acest sens doTERRA chiar a creat uleiuri special formulate, le aveți și în imagine, nu sunt singurele, da? Sunt așa numitele blenduri emoționale care și au denumiri specifice, ceea ce vedeți în imagine, gen Forgive, de exemplu, și Console, sunt două blenduri pe care eu le recomand absolut tuturor. Sunt exact cum ne zice și denumirea, pentru o stare de consolare, pentru a ne putea împăca cu ceea ce se petrece în viața noastră, ceea ce noi nu putem să înțelegem, forgive ca să putem ierta și cred că cu toții avem nevoie de asta, ca să nu mai zic că avem nevoie de toate sentimentele pozitive, benefice care ne ajută și ne construiesc. Și atunci, e foarte important să înțelegem că absolut fiecare ulei obținut din orice plantă, da? Fiecare ulei vine și cu beneficii emoționale și recomandarea mea proprie din experiență este ca oricând utilizăm un ulei, nu contează pentru ce, și dacă mi-am scrintit o gleznă și vreau să-mi pun ulei să mă masez acolo pentru efectele lui, nu știu, analgezice și antiinflamatoare, vă recomand să și inhalați acel ulei, fie direct din sticluță, fie de pe palma cu care ați aplicat uleiul. Rămânem puțin la difuzare, la aplicarea, utilizarea aromatică, da? Deci fie cu ajutorul difuzoarelor, fie inhalăm direct din sticluță, fie cum l-ați văzut pe Dan din căușul palmelor și facem acest lucru de mai multe ori pe zi și cu siguranță vom avea beneficii. A doua metodă de utilizare a uleiurilor, pe care am și menționat-o de altfel deja, este aplicarea topică. Asta înseamnă că vom pune pe noi uleiurile acolo unde avem nevoie. Topic înseamnă că exact acolo, la locul unde avem nevoie. Adică, dacă am o problemă de tub digestiv, e logic că voi aplica uleiurile pe zona abdomenului. Nu înseamnă că le aplic punctual, fix unde mă doare, la modul general, pe zona abdomenului. Dacă am probleme la nivelul pieptului plămânilor, da, nu știu, îmi tușesc plămânii sau să nu ajung până acolo chiar, aplic uleiuri pe zona pieptului și pe proiecția, pe zona de proiecție a plămânilor, piept și spate. Și așa mai departe, da, acolo unde am problema, sau aplicăm pe sistem general, da, sistemic, așa se numește, direct în talpă și pe coloană, pentru că de acolo uleiurile vor ajunge foarte rapid în tot organismul la modul sistemic, sau de asemenea aleg să le aplic pe punctele de puls, din același motiv că acolo este sângele, da, venele sunt cel mai aproape de piele și vor ajunge foarte rapid în sânge și vor fi absorbite și de acolo transportate peste tot. E bine să reținem că atunci când aplicăm uleiurile pe noi, pentru că sunt uleiuri extrem de potente, e bine să le diluăm. Diluția se face cu un ulei vegetal, ulei purtător, așa se numește el. Acest ulei vegetal poate fi la alegerea noastră, orice fel de ulei vegetal, cât mai pur. Da? Putem începe de la uleiul de cocos,
la uleiul de argan, de avocado, de semințe de in, de ce vrem noi, de migdale, însă să fie de măsline, de sâmburi, de struguri, să fie un ulei pur, extra virgin, asta este foarte important, și rămâne ca recomandare uleiul fracționat de cocos, care se și regăsește la doTERRA. De ce fracționat? Pentru că uleiul de cocos, în primul rând, are o moleculă foarte fină, ca și uleiurile esențiale, și ajută în capsularea lor și pătrunderea foarte rapidă în piele. Nu este un ulei gras, lucru care este foarte important de cele mai multe ori, pentru că atunci când punem uleiuri pe noi și vrem să punem uleiuri esențiale din mai multe motive, da? Inclusiv pe post de parfum, dacă vreți, natural, fără alte efecte secundare nocive, dimpotrivă, doar cu efecte benefice, atunci nu vrem sub nicio formă să punem pe noi un ulei gras care să ne lase pielea grasă și apoi să ne păteze hainele. Și aici uleiul fracționat de cocos intervine de minune, nu are miros, lucru care iarăși ne interesează să nu se amestece un miros puternic de la ulei vegetal cu uleiurile esențiale, și nu râncezește. Așadar, un ulei vegetal bun de combinat cu uleiurile esențiale. Și recomand de fiecare dată să le diluați puțin sau mai mult, în funcție de vârstă, avem tabele de diluții pe grup, pentru că, repet, ele sunt foarte potente și nu le diluăm la fel în cazul bebelașilor cum le diluăm la adulți, da? Unde diluția poate să fie mult, mult mai mică. O a treia metodă de utilizare a uleiurilor esențiale este administrarea internă. Rețineți că vorbim doar despre uleiurile cu grad terapeutic CPTG de la doTERRA. Nu v-aș recomanda sub nicio altă formă să folosiți alte uleiuri esențiale doar pentru că scrie pe sticluță că e ulei esențial, pentru că nu știți cum au fost obținute acele uleiuri și nu știți ce aduceți în organism. Și atunci, uleiurile de la doTERRA, și aici aveți, nu toate uleiurile se iau intern, nici dintre cele de la doTERRA, nu pentru că n-ar fi toate la fel de pure, ci pentru că unele plante nu se consumă intern, da? Și atunci avem un tabel cu uleiurile care se pot lua intern, marea majoritate. 90% exact. Se consumă. Așa. Cum le consumăm intern? Păi avem mai multe metode. Fie le picurăm în apa de băut, atenție că nu se amestecă uleiul cu apă, da? Deci va trebui să amestecăm. Fie le punem într-un lapte vegetal sau lapte animal, dacă consumați, fie într-un cu grăsimile se amestecă frumos, fie în mâncare, fie în dressing-uri, fie în miere, dacă simțim asta, sau în smoothie-uri, sau în capsuliță vegetală atunci când dorim să ne administrăm uleiuri intern într-un anumit protocol în care trebuie să combinăm mai multe uleiuri. Cel mai simplu este să le combinăm într-o capsuliță vegetală și să le luăm la modul acesta. Unele uleiuri foarte blânde pot fi direct administrate sublingual. Așadar, cele trei metode principale de utilizare a uleiurilor esențiale sunt aromatic, da, inhalăm, topic, aplicăm pe noi pe piele, și intern, facem cumva să ajungă noi, da, pe cale bucală. Bun. Am vorbit deja despre modele în care uleiurile acționează atunci când ne inhalăm, la nivelul sistemului limbic, al emoțiilor, a modului în care organismul nostru răspunde, la nivel bazal. Și am zis că o să vă vorbim și despre câteva soluții de bază în seara aceasta și rămânem la pachetul de bază pe care, da, doTERRA a creat un pachet de bază cu 10 uleiuri pe care le-a dus în acest pachet deloc întâmplător, pentru că sunt uleiurile care vin să ne susțină pe toate domeniile vieții, sunt uleiurile de bază, deci astea nu vrem niciodată să le... Cele mai utile le... într-o casă sau exact. Într-o familie pentru rezolvarea problemelor care ar putea să apară. Da? Cam orice fel de probleme pot să apară într-o casă sau o familie, avem nevoie, ne ajută și un singur ulei. Da? Deci mereu am spus că măcar un ulei esențial vindecător să existe în fiecare casă. La modul real vorbind, în clipa în care o să ne confruntăm cu ceva, da? Ceva ce se lasă și cu temperatură crescută și cu tot felul de secreții și cu tot felul de așa, va trebui să intervenim cu mai multe tipuri de uleiuri pe care le combinăm de obicei 4-5-6 între ele, pe care le și difuzăm, le și aplicăm topic, le și luăm intern. Motiv pentru care iată-le în pachetul de bază. Și foarte pe scurt am să vă dau câteva idei la fiecare, am să vă rog să fiți pe fază, să vă faceți poze dacă este necesar sau screenshot-uri, să intervenim
veniți pe grup și să dați căutare după uleiurile acestea sau cele care vă interesează, să ne puneți întrebări, ne auzim și la telefon ulterior cu cei care participați pentru prima dată ca să vă putem ajuta. Și o să începem cu uleiul de lămâie. Este recunoscut pentru proprietățile sale detoxifiante în toate modurile posibile, și difuzat și aplicat topic și luat intern. Este de asemenea uleiurile de citrice, sunt uleiuri care ne luminează ziua și starea, așadar întotdeauna apelăm la ele difuzate sau inhalate pentru acest lucru, dar de altfel foarte bun pe tot ce înseamnă sistem renal, digestiv, un ulei extraordinar de avut în casă și de luat la fiecare pahar de apă. Da? Deci este genul de ulei pe care să îl adăugăm câte o picătură, două în fiecare pahar cu apă pentru acel detox blând zilnic de care vă vorbeam la un moment dat în prezentarea de azi, pentru că în același timp, în fiecare zi, corpul nostru se intoxică, dacă vreți, n-aș vrea să gândiți la modul acesta, dar prin tot ceea ce aducem în el, prin tot ceea ce inhalăm, prin toate substanțele din produsele pe care le consumăm, aducem tot felul de substanțe nedorite în organism și lemonul ne ajută să le eliminăm. Însă puteți gândi că acest ulei de lămâie ajută să eliminați toate acele impurități. Asta și face el. Și atenție, apropo de asta, uleiurile esențiale, în primul rând, scot din organism ceea ce ar trebui să scoată, substanțele nedorite, da? Și avem apoi un blend. Blend înseamnă un amestec de mai multe uleiuri. Există mai multe blenduri la doTERRA, așa cum vă spuneam, fie emoționale, fie blenduri targetate care să ne susțină anumite sisteme ale organismului. În cazul acesta, R, cu o denumire foarte specifică, aer, înseamnă că vine să ne susțină sănătatea sistemului respirator, cu tot ce implică ea. Aveți câteva idei în poza aceasta, nu sunt singurele. Blendul acesta se folosește difuzat și aplicat topic. Face minuni, este un blend pe care noi îl difuzăm împreună cu un altul pentru imunitate din toamnă până în primăvară. Și miroase extraordinar, o combinație de vreo 8 uleiuri absolut extraordinare. Și absolut tot ce ține de sistem respirator, nas, vom adresa cu acest blend air. Și multe altele, pentru că exact cum a punctat Simona ceva mai devreme, datorită faptului că uleiurile esențiale au atâția componenți, atâtea substanțe active, de uneori se petrece din ciclu unde dai și unde crapă, da? Pentru că tu te-ai focalizat pe o anumită problemă, pentru că anumiți constituenți de bază a uleiului acționează pe acea direcție, însă te trezești că ceilalți constituenți pe care poate nu i-ai luat în considerare au rezolvat o problemă la care nici nu te-ai gândit că o să acționeze uleiul sau amestecul de uleiuri. Și un alt lucru pe care eu personal vi-l recomand, din clipa în care aveți uleiurile în casă, nu ezitați, nu numai să le folosiți zilnic, nu pe toate, că acum chiar nu o să le folosim zilnic pe toate, însă de la cel mai mic semn, da? Simt că mi se irită puțin gâtul, deja acționez cu cel puțin un ulei. Și asta ne aduce la renumitul ulei de tea tree sau melaleuca sau uleiul de arbore de ceai, într-un fel sau altul, cu toți am auzit de el, știm că este un antiseptic și antibiotic blând, dar și poate fi folosit în consecință, însă este și un ulei extraordinar pentru orice fel de probleme de piele. Practic este uleiul, primul ulei la care mă duc în clipa în care simt că ceva nu e în regulă, da? Nu apelez chiar la artileria cea mai grea, ci la acesta în primul rând. Și tot la el apelez și în caz de orice fel de probleme de piele, de scalp, da? El împreună cu uleiul de tămâie și de lavandă fac minuni pe piele. Mergem mai departe și vorbeam despre artileria grea și aici intră câteva uleiuri, printre care și uleiul de oregano este recunoscut drept cel mai puternic antibiotic natural. Acum, noi, doamnele, marea mașină doar și domnii îl recunosc ca și condiment. Și marea majoritate avem în casă oregano, plantă uscată ca și condiment, însă uleiul de oregano obținut din planta crudă este, așa cum vă spuneam, cel mai puternic antibiotic natural pe o gamă foarte largă de balauri, da, pe un spectru foarte larg. Cu alte cuvinte, vom apela la acest ulei de oregano
Atunci când avem nevoie, când deja organismul nostru se confruntă cu ceva, da? Atunci vom apela cu încredere la uleiul de oregano, de la aplicarea lui pe orice fel de negi încăpățânați. Acum nu vă imaginați că o să puneți o picătură odată și o să vă pice negul cu care vă luptați de un an de zile, însă vă garantez că aplicări susținute, repetitive, pe problemă sau pe o, nu știu, la nivelul unghiei piciorului, în ciupercă, da? De asemenea, am avut rezultate extraordinare acolo unde nici o altă soluție nu a dat rezultate timp de ani de zile. În una dintre combinațiile cele mai eficiente de uleiuri esențiale care ne ajută atunci când avem provocări, să zicem, mai consistente, este exact combinația de tea tree sau arborele de ceai cu oregano și în acest sens chiar avem un foarte scurt filmuleț care pune în evidență acțiunea lor sinergică, în tandem. Dar înainte de asta să reținem, oregano este un puternic agent purificator atât intern cât și extern, susține funcția imunitară, susține funcția sistemului respirator și digestiv. Și haideți să vedem filmulețul. Bacteria have the ability to change their genetic makeup over time for their own self-preservation. Bacteria have their own defensive mechanism. They produce something called a peptidoglycan layer. It's the equivalent of an M&M shell that's protecting the chocolate on the inside. Now, one of the other elements that bacteria are very, very good at making, and that is something called a biofilm. Biofilm is its own very goopy, slimy mess that it covers itself in. So what's now starting to happen is we are finding that once very useful antibacterial medications are no longer effective at all. What that means for us, we have to use stronger antibacterial medications. We have to use more potent antibacterial medications. That comes at a cost to our own bodies. Melaleuca has the ability to come in and start to modify that sludge and remove it so that the oregano can get to the bacteria. And in oregano, there's a product called Carvacrol. Carvacrol will bind to that peptidoglycan and it punctures a little hole in there. Once that hole opens, you start to get a passing of ions back and forth. What that does to the bacteria is it allows it to lyse. It means burst open. And we've now accomplished something very dramatic, and that is by doing nothing more than using two simple little plant-based essential oils, you have created a very effective antibacterial solution. Da, am văzut cât de extraordinare sunt cele două și combinația infailibilă a celor două uleiuri și asta ne duce la următorul ulei din lista celor de bază și anume regele uleiurilor, uleiul de tămâie sau frankincense, care în cazul acestei sticluțe de la doTERRA, frankincense doTERRA, este o combinație de patru specii diferite de ulei de tămâie, boswellia, tocmai pentru a ne aduce toate beneficiile uleiului de tămâie. Este recunoscut ca un puternic antiinflamator, antitumoral, antioxidant, regenerează la nivel celular, motiv pentru care uleiul de tămâie recomandă și Dr. Hill de la doTERRA să îl folosim zilnic, sublingual, câte o picătură, dimineața și seara, pentru efectele sale de regenerare. De asemenea, doamnele, cel puțin, dacă nu și domnii, putem să-l adăugăm și pe față, regimul zilnic de îngrijire a tenului, tocmai datorită acestor efecte de regenerare celulară și tisulară. Însă, în același timp, el susține și sistemul imunitar, sistemul nervos, celula neuronală, foarte important, funcția celulară sănătoasă și, evident, că este deloc întâmplător, era difuzat pe vremuri în biserici, difuzat, mă rog, tămâia naturală era arsă în biserici,
pentru efectele sale de centrare, interiorizare, care ne aduc într-o stare de meditativă, de interiorizare și comuniune. Și de asemenea purifică subconștientul. Da. Mergem la lavanda, care este cel mai blând ulei, e recunoscut ca fiind cel mai blând ulei. Este un ulei pe care îl folosim împreună cu uleiul de tămâie la bebeluș încă din primele zile. Lavanda este recunoscută pentru efectele sale relaxante, în primul rând. De aici înțelegeți tot ce doriți, de la relaxare la nivel psihic, la relaxarea care ne aduce în stare de somn, la scăderea secreției de cortizol, calmare, în stări de anxietate și așa mai departe. Dar foarte, un ulei absolut extraordinar pentru orice fel de probleme de piele, tăieturi, arsuri, arsuri solare. Orice fel de probleme de scalp, de asemenea, pentru sănătatea părului, minunat să apelăm la uleiul de lavandă, dar tocmai pentru că ne ajută să ne relaxăm, este extraordinar și în atenție și în concentrare. Și ajungem la un alt blend. Am vorbit până acum despre aer pentru sistem respirator și acum vom vorbi despre probabil unul dintre cele mai renumite blenduri de la doTERRA. Cel mai renumit. Da. Eu cred că cei care ați auzit de doTERRA invariabil ați auzit despre On Guard, blendul On Guard, pentru că este o întreagă gamă de produse pornind de la acest blend. On Guard sau Protective Blend este blendul pentru imunitate de la doTERRA. Așadar, nici nu cred că e necesar să spun mai multe lucruri, îl folosim în toate modurile, este o combinație genială de uleiuri de portocale sălbatică cu scorțișoară, cu ișoare, cu puternic efect antioxidant, rozmarin, eucalipt, pe care le putem folosi atât difuzat și la noi în casă din toamnă, în primăvară, împreună cu alte uleiuri intră în combinații la difuzare, aplicat topic, cu grijă pentru că este un ulei fierbinte, da, îl diluăm bine datorită condimentelor scorțișoare și cuișoare și administrat intern. Pentru dureri de gât, într-un pic de miere, o gargară, în capsuliță vegetală, în combinația renumita combinație, spunea Dan la un moment dat și am crezut că o să spună de flum, da? Frankincense, lemon, oregano, On Guard, melaleuca. Iată de ce, oregano, melaleuca, deja știm de ce. Tămâie pentru că potențează toate uleiurile, este regenerant celular. Lămâia pentru că este detoxifiant, On Guard pentru că susține sistemul imunitar. Este o combinație aproape imbatabilă în absolut cam orice se petrece într-o familie obișnuită. Și avem un alt blend, Zengest, el acum Zengest se numește, așa cum îi spune și denumirea, vine să acționeze pe sistem digestiv și să ni-l aducă într-o stare zen. Ceea ce înseamnă că va acționa în toate direcțiile, da? Și când suntem într-o extremă și când suntem în cealaltă, vine să ne asigure echilibrul la nivelul sistemului digestiv și orice îl supără în orice domeniu. Aici gândiți-vă la orice, de la o mică indigestie sau greasă sau așa, până la viermișor și alte nebunii, vom apela cu siguranță și la blendul Zengest. Apoi avem blendul Deep Blue. Este un blend care vine să susțină sănătatea articulară și funcția musculară sănătoasă. Ceea ce înseamnă că este un blend cu efect puternic antiinflamator, analgezic. În clipa în care avem tot felul de dureri, tensiuni, nu contează ce zonă a corpului, e un blend pe care îl utilizăm topic, îl aplicăm topic, așa cum vedeți și în imagine, n-o să-l luăm intern, are și un capac special. Și ne masăm cu el împreună cu ulei purtător în zonele cu probleme și garantat veți remarca rezultate extraordinare. Apropo de aceste simboluri care apar aici, da, sub ele uleiuri, sunt și explicate de ele sunt explicate, ne arată modalitatea în care putem să utilizăm acel ulei. Și mai multe informații aveți și pe, și pe grup. Bun, și ajungem la uleiul de peppermint, care este unul dintre cele mai cunoscute uleiuri pentru noi, pentru că îl folosim zilnic de, e bine, de 26 de ani. La scară industrială, da, aș putea spune. Exact. Noi iubim uleiul de peppermint. Este un ulei recunoscut pentru faptul că este energizant, răcoritor, ne ajută să ne putem concentra mai bine, ne menține treji.
atunci când avem nevoie, focusați, este excelent pentru îngrijirea cavității orale și împrospătarea ei, da? De ce să apelăm la tic-tac-uri și gumițe și nu știu ce, tot pline de tot felul de nebunii, când putem să punem nici măcar o picătură, ci un pic de ulei de mentă pe limbă și am rezolvat problema. În același timp este extraordinar pentru probleme digestive, chiar și atunci când suferim de tot felul de probleme la nivelul pielii, nu știu, am stat prea mult la soare, putem să adăugăm și uleiul de peppermint în combinație. Foarte bun pentru sistem respirator. Practic, acestea 10 sunt uleiurile din kitul Home Essentials. O să vă mai prezentăm încă 3 uleiuri și motivul pentru care vi le prezentăm așa pe scurt este că ele fac parte dintr-o promoție de care puteți beneficia în această lună și o să vă punctăm imediat despre ce promoție este Dar, vorba. Dar, deloc întâmplător, ele fac parte dintr-o promoție, însă nu e întâmplător faptul că aceste 3 uleiuri care urmează fac parte din promoție, pentru că la rândul lor sunt 3 uleiuri care vin să completeze uleiurile de bază, așadar e bine să le aveți în casă. Și acestea sunt uleiul de portocală sălbatică, este un ulei absolut extraordinar cu multiple beneficii, este un puternic antioxidant, un antibacterian natural, extraordinar de utilizat în curățenie, da? Pentru că este și un ulei foarte accesibil ca preț, câteva picături amestecate cu apă, oțet alb și puțin bicarbonat și v-ați făcut o soluție naturală de curățat toată casa. Este antiinflamator, ajută în digestie. Cineva spunea că într-o sticluță de ulei de portocale de la doTERRA există aproximativ 250 de zâmbete. Asta pentru că fiecare picătură pe care o picuri în palma cuiva și duce mâinile la nas și inhalează sau când inhalăm din sticluță, ne va aduce un zâmbet pe față. De altfel, acest ulei e la baza blendului Ongar, acela exact pentru imunitate. Și așa cum poate vă amintiți, spuneam că uleiurile de citrice în general ne dau o stare de bine, înălțătoare, de bucurie, pentru că sunt uleiuri care reflectă, dacă vreți, energia soarelui. Da? Apoi avem uleiul de copaiba, un ulei poate mai puțin cunoscut la noi. Copaiba este o plantă din America de Sud. Un copac, da, exact. Din America de Sud. Este cel mai puternic antiinflamator natural. Spuneam despre uleiul de tămâie că este puternic antiinflamator. Ei, e pe locul 2 tămâia, pe locul 1 este uleiul de copaiba. Absolut extraordinar. Un ulei blând care poate fi administrat sublingual, chiar împreună cu copaiba, însă poate fi aplicat și topic, poate fi și difuzat în diverse combinații, ajută la calmarea sistemului nervos, pentru orice fel de probleme de piele, de asemenea, poate fi aplicat cu succes, orice fel de probleme articulare, musculare. Combinat cu Deep Blue, combinat cu flum, da? Combinația aceea de frankincense, lemon, oregano, garmela, leuca, deci în diverse combinații sau de sine stătător, susține sistemul nervos, digestiv, cardiovascular, imunitar. Și un alt blend foarte important pe care îl puteți primi cadou. Unul este dintre favoritele Simonei, probabil v-ați dat seama după cum s-a pornit așa relaxată să-l prezinte. Este un blend mai nou, adică de vreun an și ceva a ajuns în Europa. În Europa, se numește Adaptive. Este combinație de sau calming blend, este o combinație de uleiuri care ne ajută, exact așa cum îi spune și denumirea, să ne adaptăm. Și dacă vă ziceam că eu, una din misiunile mele este să fac ca în fiecare buzunarul fiecărui om să existe cel puțin un consol și un forgive dintre blendurile emoționale, pentru că eu consider că lumea asta ar fi mult mai frumoasă și mai armonioasă dacă oamenii ar manifesta asemenea sentimente, ar fi împăcați să știi să se ierte și pe ei și pe cei din jur. Ei, în același timp, îmi doresc să ajungă în fiecare casă un blend adaptiv, pentru că trăim vremurile pe care le trăim și toți avem nevoie să
să nu mai punem așa să totul liniștim, la suflet, să ne calmăm, liniștim, să ne detașăm. Să putem să trecem peste tot ceea ce vine peste noi și să privim detașați ca să putem să și găsim soluții. Și asta este ceea ce face la modul foarte real blendul adaptiv, care vine cu studii clinice în acest sens, deci este un blend absolut extraordinar și necesar în ziua de azi. Oricum, mai multe informații despre aceste uleiuri și despre modul în care ele pot fi folosite găsiți pe grupul nostru de suport de pe Facebook, Natura Întrupicătură. V-am și trimis celor de pe Zoom pe chat linkul către acest grup. În finalul întâlnirii puteți să dați click pe acel link și apoi, după întâlnire, să intrați pe grup și să studiați. Oricum, o să primiți un e-mail în care o să aveți acest link, deci veți putea să accesați grupul și toate informațiile extrem de importante și valoroase pe care le găsiți acolo. Spune. Înainte de a trece mai departe, să vedem, ok, cum puteți să și ajungeți la uleiurile acestea, că acum ați tot auzit sau ți-a auzit acum prima dată de la noi despre ele, doar ca o mică recapitulare, da, am văzut că uleiurile acestea sunt pure, sunt naturale, sunt de la mama natură în varianta lor cea mai potentă. Un ulei esențial este practic mai puternic cam de 70 de ori decât planta în sine, pentru că este extras prin distilare. Ne ajută în toate situațiile de viață și acolo unde nu ne-am aștepta ne ajută, pentru că intervin holistic, da? Pe toate cele patru categorii principale ale vieții noastre și mai mult decât atât le putem folosi în mai multe moduri, aromatic, topic și intern, astfel încât să ne susținem în toate situațiile posibile. Haideți să vedem și cum putem să ni le achiziționăm, pentru că sunt mai multe modalități și poate unele mai eficiente decât cele despre care ați auzit până acum. Tot am mers pe regula aceasta cu trei modalități. O să vă dăm trei modalități în care puteți achiziționa uleiurile esențiale doTERRA. Prima variantă, doar o menționăm pentru că nu vă recomandăm, este varianta în care să le cumpărați la preț de retail. Aceasta este cea mai scumpă variantă în care le puteți achiziționa. Însă, există două variante în care le puteți achiziționa mult mai ieftin. De exemplu, le puteți achiziționa la prețul de membru dacă vă creați un cont de membru doTERRA. Există o taxă de creare a contului de 23,75 euro și adăugați în coș toate produsele pe care le doriți și le veți lua cu 25% mai ieftin decât la prețul de retail. Foarte important de menționat, pentru că a venit către mine în ultima vreme întrebarea aceasta. Faptul că vă creați cont de membru nu vine cu nicio obligație de comenzi lunare sau nu, sau, înțelegeți? Deci faptul că vă creați cont de membru vine doar cu beneficii. În primul rând, primul beneficiu este faptul că le luați la un preț cu 25% mai mic decât prețul de vânzare, la preț de membru, da? Așa o să zicem de acum înainte, preț de membru, care e cu 25% mai mic. Al doilea beneficiu, la fel de important, poate chiar mai important din punctul meu de vedere, este faptul că aveți un consultant. Da? În clipa în care îți creezi cont de membru, automat ești ajutat de către un consultant să faci asta. Acea persoană va deveni consultantul tău personal și cu acea persoană te vei consulta și te va ajuta cu protocoale, cu soluții, cu asistență în utilizarea uleiurilor și în a găsi acele uleiuri de care tu ai nevoie în situația ta particulară. Așadar, țineți cont de acest lucru în clipa în care alegeți să vă creați contul de membru. Bun. Această a doua variantă vă recomandăm, însă există o a treia variantă care este chiar mult mai interesantă decât a doua, și anume să le cumpărați la un preț mai mic decât prețul de membru. Da? Cine vrea la preț mai mic decât prețul de membru? Interesează pe cineva să vorbim și despre asta sau sărim peste ea? Întreb. Bun. Ca să le achiziționați la un preț mai mic decât prețul de membru,
Trebuie să optați pentru unul dintre pachetele predefinite de doTERRA. Sunt așa numite kituri de înrolare. Da? Aceste kituri de înrolare nu numai că sunt alese foarte clar țintit pe anumite domenii, dar ele vin și cu reduceri față de prețul de membru și cu anumite cadouri pe care le puteți primi împreună cu produsele din pachet. Și doTERRA are mai multe asemenea pachete. Aici aveți pe ecran doar 3 dintre ele pe care am vrut să vi le evidențiem, dar fiecare, bineînțeles, poate să aleagă oricare dintre pachete. La aceste pachete, taxa aceea de creare a contului este anulată, plus că aveți discounturi față de prețul de membru. Adică e deja un pas înainte faptul că nu mai plătim taxa aceea de 24 de euro. De ce să o plătiți când puteți să vă luați poate un ulei de aia sau să o economisiți pur și simplu? Dar și mai important este faptul că pachetele de înrolare de la doTERRA vin cu reduceri față de prețul de membru. Da? Deci asta e foarte important să înțelegeți, că sunt reduceri față de prețul de membru și sunt reduceri substanțiale. Da? Bun. În partea stângă aveți un pachet numit Natural Solutions. Este un pachet care conține și uleiuri esențiale și suplimente nutritive și produse de îngrijire personală și așa mai departe. Un pachet foarte, foarte frumos și cu foarte multe avantaje, însă e necesar să investiți o sumă mai mare de bani dacă vreți să vi-l achiziționați. Dacă vă permiteți să investiți acea sumă, categoric este un pachet care merită să fie achiziționat. Da, vă este contrazic. Dacă vă permiteți, nu este un pachet care merită. Este cea mai bună variantă, pentru că vă vine cu o reducere de aproape 200 de euro față de prețul de membru. Vine cu o grămadă de produse care să vă ofere soluții naturale pe toate domeniile alea despre care vorbeam în piramida sănătății și în plus mai vine cu niște beneficii despre care o să vorbim doar cu persoanele care aleg să meargă pe varianta acestui pachet. În partea dreaptă aveți un kit doTERRA Together Kit. Este un kit lansat chiar în această lună cu 12 uleiuri esențiale și un difuzor nou din sticlă și o cutie de lemn cu logo-ul doTERRA în care se pot plasa aceste sticluțe de ulei. Are un preț mai bun, mai atractiv decât Natural Solutions. Este foarte util acest kit pentru cei care, în primul rând, pentru cei care vor să utilizeze pentru aromaterapie, dar nu numai. Practic, dacă vă uitați în imagine, vedeți toate cele 12 uleiuri sunt scrise sub pachet. Practic, avem soluții atât pe sistem imunitar, cât și pe sistem respirator, cât și pe sistem emoțional, da? Vine cu Adaptive Balance, toate uleiurile de citrice și așa mai departe. Sistem respirator, uleiurile respective le putem folosi și pentru probleme articulare, musculare și mai departe, așadar, da, avem, e un pachet. E un pachet interesant, foarte interesant. Atât de interesant încât și noi l-am comandat. Dar în centru avem Home Essentials Kit, cel despre care am mai povestit în această seară și care este practic cel mai popular kit de la doTERRA. 98% dintre persoanele care își creează cont de membru își creează cu acest kit și tocmai de aceea vi-l recomandăm. Este accesibil din punct de vedere financiar și foarte avantajos. Are 92 de euro reducere față de prețul de membru și practic o să vedeți imediat, achiziționând acest kit în această lună, veți putea beneficia de 3 promoții care se cumulează. Da? Deci e un foarte bun moment să vă creați un cont de membru și un foarte bun moment să vă creați un cont de membru cu acest kit.
Sau cu unul din celelalte două pe care le-am menționat mai devreme. Haideți să vedem și de ce e acum un foarte bun moment pentru asta. Și aici, ce îmi place mie la doTERRA este că e întotdeauna în pas cu vremea și vremurile și vine întotdeauna, pune întotdeauna omul în centru și vine întotdeauna în sprijinul lui. Și deloc întâmplător o să vedeți acum când vă prezint promoțiile, când toată lumea nu știe cum să facă să crească prețurile, să treagă de pe noi încă 10 piei dacă se poate, doTERRA vine să ne ofere noi și noi avantaje și promoții și cadouri și înțelegeți la, în prețul, la același preț pe care îl plătim, dar nu orice fel de cadouri. Vine să ne ofere exact cadouri de care avem nevoie în perioada asta, pentru că dacă stați să vă gândiți acum, chiar sunt curioasă și vreau așa să pot pătrunde în mințile voastre și să văd care e primul lucru care vă vine în minte când vă gândiți la vremurile actuale. Și eu cred că toată lumea se gândește într-un fel sau altul, cu o dormire sau alta, că sunt vremuri stresante. Da? Și atunci avem nevoie de uleiuri care să ne ajute pe domeniul ăsta, să ne ajute să ne echilibrăm din punct de vedere emoțional, să nu mai fim atât de stresați, să nu mai fim atât de... Ei, și aici vorbim despre promoțiile acestea despre care vă spuneam și am să încep cu cea din mijloc, zicea Dan că sunt trei, le aveți pe ecran. Și promoția de 200 PV care se petrece între 1 și 15 aprilie, da? Deci doar până în 15 aprilie, cei care aleg să-și creeze cont de membru cu o comandă de minimum 200 de puncte, punctul e cam pe acolo cu un euro, da? Poate fi comandă de înrolare cu taxă plus produsele dorite dacă se ajunge la 200 de puncte, automat vă calificați la promoția aceasta sau cu unul din pachetele prezentate sau chiar alte combinații de pachete cu produse, dar comandă de 200 de puncte, minim 200 de euro în funcție de, da, în puncte, vă aduce cadou cele trei uleiuri din imagine în varianta touch, da, cu rolon la modul acesta de 10 ml. Sunt uleiuri special formulate pentru a putea fi aplicate direct, da, pe piele, adică ele deja sunt diluate corespunzător, astfel încât să le putem aplica repetitiv în diverse momente ale zilei. Și avem așa blendul Balance, care este un blend pentru împământare, ne calmează, ne liniștește, ne echilibrează, adică balance, da, asta înseamnă balance. Apoi avem blendul Motivate, care este encouraging blend, este cel care ne conferă încredere, curaj să mergem mai departe, ne motivează. E o combinație de citrice cu melisa, cu mentolată, e absolut extraordinar, pe când balance e cu brazi, cu tămâie, cu nebunie. Iar Adaptive, deja v-am spus despre blendul Adaptive, îl avem aici în varianta touch, gata de aplicat direct pe noi, pe piele, la punctele de puls, pe plexul cardiac, în spate, pe ceafă, întotdeauna când vrem să beneficiem de efectele emoționale ale uleiurilor, la modul acesta o să le folosim. 3 uleiuri, blenduri esențiale primim cadou la promoția de 200 până în data de 15 aprilie. Apoi, o altă promoție la care ne calificăm automat este promoția LRP Boost, care spune că dacă îți creezi cont de membru în aprilie. Hai mai întâi să explicăm ce e LRP-ul. Hai. Știi? Că atunci o să fie mult mai clară. Corect. Promoția. Corect. LRP este acronimul de la Loyalty Reward Program sau programul de recompensare a loialității. Pe LRP putem intra din luna următoare, cele în care ne-am creat contul. Cel care își creează cont în luna aprilie, din luna mai pot să intre pe LRP. Nu este obligatoriu, am zis, poți, da? Dacă dorești să faci asta, orice comandă ți-o pui din mai încolo, eu recomand tuturor să-și pună comenzile pe LRP pentru că au doar beneficii. Dar LRP-ul îi recompensează pe membrii fideli, adică cei care își pun comenzi lunare la modul următor. În primele 3 luni de comenzi de minim 50 de puncte, vă reamintesc, punctul e cam pe acolo cu un euro, 10% din valoarea comenzii ți se întoarce sub formă de puncte recompensă. Cam ca la abonamentul de telefonie. Îți plătești lună de lună abonamentul, la mine e chiar 50 de euro abonament, e mai mult de 50 de euro abonamentul de telefonie, da? Primesc puncte de fidelitate. Ei, diferența între punctele de fidelitate de la telefonie și punctele de recompensă de la doTERRA este faptul că la doTERRA punctul valorează un euro, nu un cent. Da? Adică 10 puncte recompensă sau 10% puncte din așa valorează 10% în euro.
Apoi, în următoarele 3 luni consecutive, 15% primește în puncte recompensă și apoi în următoarele 3 luni, 20%. Practic, câte 5% din 3 în 3 luni până când se ajunge la 30% din valoarea comenzii. Adică la o comandă de 100 de puncte, punctul e aproximativ 1 euro, dar ni se întorc sub formă de puncte de loialitate sau puncte de recompensă 30 de puncte de care noi putem să ne comandăm gratuit produse. E ca un voucher. Exact. Un voucher de 30 de euro la o comandă de 100 de euro. Exact. Bun, și acum ne întoarcem la promoția LRP Boost. Promoția aceasta zice la modul următor. Îți creezi cont de membru în luna aprilie cu o comandă de minim 100 de puncte și dacă în luna mai plasezi o comandă de minim 100 de puncte, vei începe programul de loialitate nu de la 10%, nu de la 15%, ci de la 20%. Ce înseamnă asta? Înseamnă că scurt circuitezi, dacă vrei, 6 luni de comenzi consecutive, da? Ceea ce e absolut extraordinar. Înseamnă că tu de pe comanda ta de minim 100 de puncte din luna mai vei primi 20%, 20 de puncte recompensă prin această promoție, 7 puncte de pe transport, deci 27 de puncte recompensă, ca un fel de voucher de 27 de euro la o comandă de 100 de euro. Dar asta nu e tot. Asta este promoția LRP Boost. Avem și a treia promoție și ele se cumulează. Și a treia promoție este promoția Diamond Club. Dacă ești aici alături de noi și nu ai un cont de membru și chiar vă invit, scrieți-ne pe chat-uri, vreau cont, ca să vă putem contacta, să vă punem în legătură cu persoana care v-a invitat aici pe grup sau dacă sunteți la noi pe Zoom, de asemenea să putem lua legătura. Pentru că este o prezentare Diamond Club, o întâlnire Diamond Club, ceea ce înseamnă că în următoarele 3 zile lucrătoare, adică până marți inclusiv, puteți să beneficiați de înscriere cu ajutorul acestei promoții și nu este puțin lucru. Pentru că prin promoția Diamond Club, la înscriere cu o comandă de minim 100 de puncte, primiți uleiul de portocală sălbatică cadou, pe lângă faptul că vă automat vă calificați la promoția cu LRP Boost, la înscriere prin Diamond Club, comandă de minim 200 de puncte, primiți cadou uleiul de portocală sălbatică plus uleiul de copaiba. Ca să vă faceți și o idee, vă dau și niște valori în bani, ca să vă dați seama ce înseamnă asta. Da? Deci cele două uleiuri costă aproximativ 50 de euro la preț de membru. Ceea ce înseamnă că la o comandă de 200 de puncte primiți cadou doar prin Diamond Club produse de 50 de euro, dar trecem și la următoarea valoare, da? Deci între 200 și 399 primiți Wild Orange și Copaiba, peste 400 de puncte comandă de înrolare va aduce cadou Copaiba și Adaptive, două uleiuri care valorează 89 de euro împreună la preț de membru. Cu alte cuvinte, primiți cadouri valoroase, dar asta nu este tot. Astea le primiți împreună cu comanda de înrolare. Însă în următoarele 2 luni, dacă alegeți să vă plasați comenzi de minim 100 de puncte pe programul LRP, de care vă ziceam mai înainte, mai primiți câte 25 de puncte recompensă prin Diamond Club, atât în luna mai, cât și în luna iunie. Ceea ce înseamnă că ne întoarcem la și la promoția de LRP Boost, da? Îți creezi în luna aprilie cont de membru cu comandă de minim 100 de puncte primești portocală sălbatică, comandă de 200 de puncte copaiba și portocală sălbatică, comandă de 400 plus copaiba și adaptive. Și dacă în luna mai plasezi comandă de minim 100 de puncte pe LRP, vei primi 10% prin LRP, nu 10, pardon, 20%, că el era LRP Boost, da? Deci avem promoția care începe de la 20%. 20% puncte recompensă, plus 7 de pe transport sunt 27, plus 25 din Diamond Club înseamnă 52 de puncte recompensă, un voucher, ca un fel de voucher de 52 de euro, la o comandă de înrolare de, la o comandă de LRP de minim 100 de puncte euro, da? Adică mai mult de jumate ți se întoarce înapoi, da? Același lucru se repetă și în luna următoare. După încă o comandă de minim 100 de puncte pe LRP în luna iunie, mai primești minim 52 de puncte recompensă. Și când zic minim, trebuie să înțelegi că dacă tu ți-ai pus comanda de 150 de puncte, vei primi 20% din 150 sau din 126 sau din câte puncte ți-ai pus. E extrem de recompensator, da? Și promoțiile acestea ziceam că se cumulează. Acum, varianta ideală este ce aveți în imagine acum, respectiv
alegeți să vă creați contul de membru. Să prindeți și promoția Diamond Club, adică până marți, asta înseamnă că încă nu e data de 15 a lunii, ceea ce înseamnă că prindeți și promoția de 200 de puncte, da? Adică, creăm cont de membru cu o comandă de minim 200 de puncte, aici e foarte important și intervine consultantul, după cum vă ziceam, pentru că o să discutăm ca să... sau o să discutați cu cei care v-au invitat, ca să vedeți exact de ce aveți nevoie pentru situația personală. Puneți comandă de minim 200 de puncte, primiți cadou prin Diamond Club, evident, înrolare prin Diamond Club, primiți cadou Copaiba și Wild Orange împreună cu comanda personală de 200 de puncte, dar primiți cadou și Balance, Motivate și Adaptive la promoția de 200. Adică, înrolare de 200 de puncte minim va aduce 5 uleiuri cadou până în data de 15 aprilie. Pe lângă astea 5 uleiuri cadou și în următoarele 2 luni mai puteți beneficia de promoția Diamond Club în continuare și de la RP Boost. Este un moment cum nu se aproape poate mai revoltător bun. De generos. Da, e un moment special, deci chiar special, în 5 ani de doTERRA nu țin minte să fi întâlnit o combinație atât de extraordinară de promoții, așa una peste alta. Sunt tot felul de promoții extraordinare la doTERRA, nu sunt în fiecare lună, asta trebuie să înțelegeți, dar au promoții extraordinare și un alt motiv pentru care vă recomand să vă creați cont de membru ca să beneficiați de ele. Și este cel mai bun moment acum când, hai să fim serioși, de avut nevoie, avem nevoie tot timpul, dar acum poate că mai mult ca niciodată. Pentru că dacă ne, hai să zicem, cei care sunt mai puțin deschiși către aceste aspecte sau către soluții naturale, se bazează întotdeauna pe soluțiile de sinteză, pe medicamente și zic ok, orice m-ar prinde, eu mă duc și mi-au medicamente și mă descurc cu asta. Ne lăsând sau ne luând în calcul costurile și așa, nu intrăm în discuție, am zis deja că e și mai ieftin cu uleiurile, însă când ne confruntăm cu probleme emoționale și astea sunt la ordinea zilei, deci nu trebuie să ajung să fiu deprimat, e suficient să fiu stresat și anxios în diverse momente ale zilei ca să recunosc faptul că am nevoie de ajutor și acolo n-ai la ce să apelezi. Însă uleiurile, un ulei emoțional pe care l-ai în casă te poate scoate din belele și credeți-mă, e mare lucru să trăiești o viață în care nu te simți în permanență atacat, cu toate că totul în jurul tău aș spune asta, da? Ci ești relaxat, calm, poți să privești situația cu detașare și să vezi ce soluții să adopți. În plus, dincolo de partea aceasta legată de utilizarea produselor doTERRA, există și oportunitate în jurul procesului acesta de promovare a uleiurilor esențiale și a produselor doTERRA. O să primiți niște informații pe e-mail și legat de acest lucru. Dacă nu ați fost invitați de către noi, solicitați de la cei care v-au invitat astfel de informații, să vedeți cum puteți, de exemplu, să vă îmbunătățiți situația, inclusiv pe zona aceasta financiară, ajutând oamenii să aibă acces la produse de calitate cu care să-și îmbunătățească calitatea vieții. Da? Și pentru că m-ați tot văzut că trag pe nas aici. Gândiți-vă și la asta. Cât, dacă v-ați pus întrebarea, ok, dau banii ăștia pe sticluțele astea, oamenii ăștia doi au tot vorbit aici și ne-au zis cât sunt de eficiente și cât sunt de, nu știu, și ca preț cât sunt de eficiente, ca bani investiți. M-ați văzut că nici măcar n-am pus o picătură în palmă în toată întâlnirea noastră, da? Am inhalat din sticluță, da? Sunt momente în care, dacă îmi permit și pot să folosesc palmele, pot să pun o picătură în palmă, dar le folosim, cum zicea și Dan, cu picătura, da? Deci se folosesc și câte o sticluță poate să vă țină luni de zile. De obicei ține luni de zile, da? Foarte important să înțelegeți acest lucru. E o întrebare pe grup. Cineva întreabă dacă eu am cont și plasez o comandă de 200 de puncte, ce beneficiam? Promoția de 200 de puncte se adresează atât celor care au cont,
cât și celor care își creează un cont nou de membru. Așadar, cei care aveți deja cont de membru, asta înseamnă că cel primiți cele puțin 3... luna trecută l-ați făcut și dacă vă plasați comanda până în data de 15, primiți cadou și cele 3 uleiuri prin promoția de 200, blendurile Touch, Motivate, Balance și Adaptive, dar primiți și produsul gratuit al lunii, care, apropo, Palma nici măcar Rosa. Nu l-am mai menționat acum pentru cei noi, pentru că este un alt beneficiu al ideii de a avea cont de membru. În fiecare lună, pe programul RP, ai acces automat la un produs gratuit, un ulei. Și luna aceasta este chiar un ulei în ediție limitată. Așadar, da, ca să răspundem, da, vă faceți comanda pe LRP până în data de 15 și primiți cele 4 uleiuri cadou. Bun. Pentru că nu avem alte întrebări aici, o să urmărim să luăm legătura și cei care ați avut invitați să luați legătura cu ei și noi o să luăm legătura cu invitații noștri și ținem aproape și vă felicităm că v-ați prioritizat sănătatea și viața până la urmă. Urme, chiar dincolo de sănătate este vorba despre a duce o viață sănătoasă, plenară, din toate punctele de vedere, abordată holistic, conștient. Și vă felicităm pentru asta și ținem aproape și o să revenim cu alte și alte live-uri în care să abordăm diverse uleiuri și situații în care apelăm la uleiuri. Seară frumoasă să aveți! O seară minunată!